De ce guvernul permite țigările dacă iubește oamenii? Fiindcă obține taxe din ele. Obține taxe din whisky. Ei spun că mai mulți oameni sunt uciși de șoferi băuți decât în multe războaie. Așa că de ce nu opresc asta? Nu știu cum. Pentru că iau bani de pe urma fiecărui lucru vândut. Deci guvernării nu-i pasă de oameni. Dovada? Externalizează producția. Dacă i-ar păsa de tine, nu te-ar lăsa pe drumuri. Dacă îți dau drumul, ei pierd avantajul competitiv. Deci toate națiunile luptă pentru ele. Nu le pasă de nimeni altcineva. Se luptă pentru scopul final, banii. Așa că atâta timp cât banii sunt factorul principal, veți avea probleme. Fetele se mărită uneori cu un tip fiindcă e bogat. Uneori un tip se însoară cu o fată pentru că e bogată. Asta nu e bine. Fără bani nu poți vinde droguri, nu poți avea jocuri de noroc, nu poți avea curse de cai. Nu poți avea nicio prostie din care le avem azi. Deci trebuie să depășim nevoia banilor și să ne îndreptăm spre o economie bazată pe resurse. Asta înseamnă ca o familie. Când tatăl tău te trimite la un colegiu, ți-ar spune, îmi datorez 40.000 de dolari. Evident că nu spune asta fiindcă te iubește. Iubirea va fi forța universală de mâine. În acest fel vom avea grijă de toată lumea, înțelegeți? Nu doar de câțiva selectați.